Ascultați povestea și rezolvați exercițiile. Într-o zi înnorată și ploioasă de vară, Bobiță și Buburuză au stat supărați sub o frunză. În scurt timp a apărut pe cer un curcubeu frumos. Of, ce minunat e!" au strigat ei. Bobiță a vrut să se urce pe curcubeu și apoi să coboare, alunecând pe el ca pe un tobogan. Prima dată nu a reușit. Bobiță, crede-mă, nu te poți urca pe un curcubeu, a spus Buburuză. Dar Bobiță a făcut un plan nou. Acum folosesc o scară. Vai, Bobiță, nu se va termina bine, a zis Buburuză. Buburuză a avut dreptate. Bobiță a căzut de pe scară. Bobiță a spus: "Vai de mine, vai de mine, mă doare spatele." "Haide, Bobiță, mai bine să ne jucăm cu mingea." Dar Bobiță nu a vrut. El a luat 4 baloane colorate și a încercat să zboare cu ele peste curcubeu. Dar nici planul acesta nu a mers. Bobiță a căzut din nou. Buburuză a fugit la el. "Ești bine?" l-a întrebat. "Nu am pățit nimic," a mormăit Bobiță. El a devenit trist. "Uite, ți-am adus o floare," a zis Buburuză. Între timp, ploaia de vară s-a oprit, iar curcubeul a dispărut. Cei 2 prieteni s-au ținut de mână și au plecat acasă. "Nu mai fi trist, poimâine este ziua ta de naștere. Vei împlini 3 ani și vei primi multe cadouri," a spus Buburuză. Când au ajuns acasă, fetița a avut o idee. "Voi construi un tobogan în culorile curcubeului. Atunci, visul lui Bobiță va deveni realitate. Va putea aluneca pe curcubeu." La construirea toboganului au ajutat Baltazar, Albinuța și Fulgușor, Fetița Fruturaș. Buburuză, Baltazar și Fulgușor au vopsit toboganul în culorile curcubeului. Cei 3 prieteni i-au făcut și un tort lui Bobiță. După un scurt timp, a sosit și băiatul Merk. Oh, o surpriză pentru mine! Bobiță a despachetat cadoul. Un curcubeu adevărat! E un tobogan curcubeu! Pot să încerc toboganul? Sigur, i-a răspuns Buburuză. Lui Bobiță i-a plăcut foarte mult toboganul. A alunecat din nou și din nou. Fulgușor, Buburuză și Baltazar au început să danseze de fericire. Este un dar minunat! Mulțumesc! Voi sunteți cei mai buni prieteni din lume! Lucrați în perechi. Completați oral propozițiile pe baza poveștii ascultate. Iar acum vă invit la un dialog. Unul dintre voi formulează întrebări pe baza poveștii, iar celălalt răspunde. Prezentați o scenetă cu tema Surpriză pentru prietenul meu.